Universitatea Cluj întâlnește duminică formația Astra Ploiești în deplasare în etapa cu numărul 30 din Liga 1. Ardelenii vor să recupereze pe terenul prahovenilor punctele pierdute la Mediaș în fața liderului Lazia campionatului Poli Timișoara. Gruparea universitară a trecut repede peste eșecul de pe teren propriu cu Poli Timișoara, iar fotbaliștii pregătiți de Ionuț Badea vor să recupereze la Ploiești punctele pierdute în ultima etapă. Scăpați de grijile retrogradării, ardelenii și-au fixat un obiectiv pentru ultimele 5 etape rămase până la finalul campionatului. Vor să obțină cel puțin 9 puncte din 15 posibile. Așteptăm încrezător această partidă, mai ales că am avut un eșec pe teren propriu cu de altfel cu echipă puternică, poate dacă n-am fi jucat cu Timișoara și am fi jucat cu altă echipă, la modul cum s-a exprimat echipa în teren, poate chiar am fi câștigat. Ne așteaptă în continuare 5 partide de foc pentru noi, spun eu, din care aș vrea să scoatem cel puțin 9 puncte. Universitatea va avea o misiune dificilă peste 2 zile, când vor da piept cu echipa care nu a pierdut în 2011 nicio partidă disputată pe teren propriu. Din 6 meciuri, Astra a obținut la Ploiești 4 victorii și 2 rezultate de egalitate. Astra e o echipă, când joacă acasă, e dificilă. Nu e așa ușor să se câștigă acolo la Ploiești, dar noi ne gândim direct la viitoare și mergem acolo și câștigăm. Asta e treaba noastră. Acum suntem pe locul 11, nu? Putem până la 8, 9, cred că putem, fără probleme. Din lotul echipei ce a făcut astăzi deplasarea la Ploiești nu au făcut parte Andrei Cristea, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, Steven Pele, Nicola Ascoli și Toni, toți trei fiind accidentați.